am ajuns la scări, n-a fost deloc o ușurare, căci fiecare treaptă care măsura târâtul se transforma în baros, în concasor de oase sau în mașină de tocat. Cred că am leșinat, căci numai în ce lună m-am regăsit lucid. Dacă nevrednicul de mine am rezistat cât s-a putut, bocancii mei nefericiții nu au ținut la glumă. Rângeau cu tălpi presărite din cuie, după fără de milă lovituri, și își cereau sfârșitul. Ce bine îi înțelegeam! Pe mine cine ai să mă înțeleagă? Cât de umflate mi-erau picioarele, mi-am dat seama după vreo două zile, când, revenindu-mi oarecum, am încercat să-mi desfac șiretele care îmi gâtiau endemele rămase după loviturile la tălpi. Preot Tertulian Langa, trecând pragul tăcerii. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, fie voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Fie noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșitorilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Sfântă Marie, Mama lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ora morții noastre. Să slujim Sfânta Liturghie în ziua învierii. Cu bunăvoința înțelegătoare a Domnului Ilia, s-a făcut posibilă liturghisirea în cabinetul stomatologic, îngrijindu-se de toate cele necesare pentru slujbă, împrumântând de la biserica din apropiere și de la un preasfințit episcop ortodox cunoscut, pensionat, pus pe linie moartă înainte de vreme, odăștile necesare pentru noi. Astăzi am avut fericirea să săvârșim, după 5 ani de zile, Sfânta Liturghie, celebrând toți trei strămași în viață pentru toți scumpii noștri, vii și morți, pentru biserica noastră scumpă, cler și poporul credincios, pentru pacea a toată lumea și pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici. Cardinal Iuliu Hosu, credința noastră este viața noastră. Tatăl nostru care ești în cer. Șaptea, din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Romani citire. Fraților, nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor, dacă este cu putință, într-o cât atârnată de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu vă răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă îi este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face altă... Ultimii 2 ani de viață i-a petrecut în celulă cu ceilalți 3 episcopi și alți 8 deținuți în vârstă. Episcopul Traian Frențiu s-a stins din viață în mijlocul celorlalți din celulă la data de 11 iunie 1950.
27 de ani. A fost transportat noaptea în căruța de cărat gunoiul și înmormântat în cimitirul vagabonzilor, locul nu-i se poate cunoaște, mormintele fiind nivelate. Preasfințitul Ioan Ploscaru, lanțuri și feroare. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, fie voia Ta, pe cum în cer, așa și pe pământ. Ele se prăbușeau în țară de pe cer. Tertulian, Langa, trecând în tăcerii. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, Yeah.
glasul martirilor ne cheamă la sine. Ploaia nu ne-a oprit, iată-ne aici și vă spunem tuturor, bine ați venit. Avem bucuria să fie în mijlocul nostru și îl salutăm cu mult drag pe excelența sa, Miguel Mauri Buendia, nunțiu apostolic în România și Republica Moldova. Îl salutăm cu mult drag pe excelența sa, Jean-Louis Bruguet, arhiepiscop din Bibliotecarea Sfintei Bisericii Romane. Înaltea Sfinția sa, Ioan Robu, arhiepiscop și mitropolit de București. Înaltea Sfinția sa, Petru Gergel, episcop de Iași. Înaltea Sfinția sa, Virgil, episcop de Oradea. Înaltea Sfinția sa, Florentin, episcop de Cluj-Gherla. Vrea Sfinția sa Claudiu, episcop în Curia Arhiepiscopală Majoră. Salutăm cu mult drag prezența tuturor preoților, a persoanelor consacrate, a dumneavoastră, a tuturor credincioșilor care ați venit să ne unim în rugăciune și în jertfă de mulțumire adusă lui Dumnezeu. Astăzi este și sărbătoarea centenarului a aparițiilor Maicii Domnului de la Fatima și vom avea rugăciunea de consacrare către Maica Domnului, vom avea binecuvântarea apostolică dată de excelența sa nunțiu apostolic și avem toate premisele ca ziua de astăzi să fie o mare sărbătoare, o sărbătoare a bucuriei, a reculegerii, o sărbătoare a mulțumirii lui Dumnezeu. Înțelepciune din faptele Sfinților Apostoli citire să luăm aminte. În vremea aceea regele Irod Agripa a pus mâna pe unii din biserică ca să-i piardă și-a ucis cu sabia pe Iacob, fratele lui Ioan. Și văzând că este pe placul iudeilor, a mai luat și pe Petru, care prinzându-l, l-a băgat în temniță, dându-i 4 străji, de câte 4 ostași ca să-l păzească, vrând să-l scoată la popor după Paști. Deci Petru era păzit în temniță și se făcea necontenit rugăciune către Dumnezeu pentru el, de către biserică. Dar când Irod era să-l scoată afară în acea noapte, Petru dormea între ostași legat cu 2 lanțuri, iar înaintea ușii paznicii păzeau temnița. Și iată, un înger al Domnului a venit deodată, iar în cameră a strălucit lumină. Și lovind pe Petru în coastă, îngerul l-a deșteptat zicând, scoală-te
de grabă. Și lanțurile i-au căzut de la mâini și a zis îngerul către el, încinge-te și încalță-ți sandalele. Și el a făcut așa și a zis lui, pune haina pe tine și vino după mine. Și ieșind mergea după înger, dar nu știa că ceea ce s-a făcut prin înger este adevărat, ci se părea că vede vedenie. Și trecând de straja întâi și de a doua, au ajuns la poarta cea de fier care duce în cetate, și poarta s-a deschis singură. Și ieșind îngerul s-a depărtat de la el, și Petru venindu-și în fire a zis, acum știu cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scos din mâna lui Rod și din toate câte aștepta. Cuvânt cu multă putere spre primirea Evangheliei Domnului nostru, Iisus Hristos. În înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! La citirea Sfintei Evanghelii de la Ioan. Fiul vă va face liberi, liberi veți fi într-adevăr. Știu că sunteți seminția lui Avram, dar căutați să mă omorâți, întrucât cuvântul meu nu încape în voi. Eu vorbesc ceea ce am văzut la Tatăl meu, iar voi faceți ceea ce auzit de la Tatăl vostru. Ei au răspuns și au zis, Tatăl nostru este Avram. Iisus le-a zis, dacă ați fi fiul lui Avram, ați face faptele lui Avram. Dar voi acum, că mă uitați să mă ucideți pe mine, omul care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu, Avram nu a făcut aceasta, voi faceți faptele tatălui vostru. Zis-au lui, noi nu ne-am născut din desfrânare, un tată avem pe Dumnezeu. Le-a zis Iisus, dacă Dumnezeu ar fi Tatăl vostru, m-ați iubi pe mine. Căci de la Dumnezeu am ieșit și am venit. Oh,
a inviat. Adevărat a inviat. Sono molto lieto di condividere con voi questa fraterna giornata. E ringrazio vostro vescovo Monsignor Vasile per avermi offerto l'occasione di condividere con voi l'odierna celebrazione eucaristica, la quale mi offre inoltre l'opportunità di trasmettervi il saluto benedicente del Santo Padre Francesco, che oggi si trova a Fatima per celebrare il centenario delle apparizioni. Lui mi ha chiesto di assicurarvi del suo affetto e della sua vicinanza nella preghiera. Desidero salutare vivamente tutte le persone che hanno voluto unirsi a noi in questa sacra liturgia, in particolare Sua Eccellenza Jean-Louis Brugues, venuto da Roma per la mostra dal titolo Comunione Ecclesiale, Eparchia di Maramures e la Santa Sede, inaugurata ieri a Baia Mare. Ringrazio ugualmente Sua Eccellenza Monsignor Robu, Arcivescovo Metropolita di Bucarest, Sua Eccellenza Monsignor Gergel, Vescovo di Jas, Sua Eccellenza Virgil de Oradea, Sua Eccellenza Florentin de Cluj e Sua Eccellenza Monsignor Pop, che è vicario di Curia, anche come sapete. Saluto ugualmente tutti i sacerdoti, i religiosi, le religiose, i seminaristi, i membri del coro, i ministranti, i fedeli presenti, tutti qua riuniti attorno all'altare. E o mare bucurie pentru mine să petrec împreună cu dumneavoastră această frățească zi, iar pentru aceasta mulțumesc episcopului dumneavoastră eparhial, preasfințitului Vasile Bizău, care mi-a oferit ocazia de a mă împărtăși împreună cu dumneavoastră la celebrarea euharistică de astăzi. Acest lucru îmi dă ocazia de a vă transmite salutul și binecuvântarea Sfântului Părinte Papa Francis, care astăzi se află la Fatima și care mi-a cerut să vă asigur de dragostea sa și de comuniunea în rugăciune. Doresc să salut cu drag pe toți cei care au dorit să se unească cu noi în rugăciunea la această Sfântă Liturghie, în mod particular pe excelența sa Monsignor Jean-Louis Brugues, venit de la Roma pentru expoziția cu titlul Comuniune Eclezială, Eparhia de Maramureș și Sfântul Scaun, inaugurată ieri la Baia Mare. Mulțumesc deopotrivă înalt preasfințitului episcop Ioan, mitropolit romano-catolic de București, preasfințit episcopului Petru, episcop diocezan de Iași, preasfințit episcopului Virgil, episcop de Oradea, preasfințitului Florentin, episcop de Cluj-Gherla și preasfințitului episcop Claudiu, episcop al Curiei Arhiepiscopale Majore. Mulțumesc deopotrivă. Ricorrenza nei pressi del memoriale delle vittime del comunismo e della resistenza, del cimitero dei poveri, che raccoglie le spoglie dei prigionieri politici e religiosi morti in carcere durante la repressione di metà del secolo XX, quello che ha prodotto più martiri in tutta la storia. Celebrăm această liturghie în apropierea memorialului victimelor comunismului și al rezistenței, lângă cimitirul săracilor, în care se odihnesc osemintele prizonierilor politici și religioși morți în timpul represiunii din a doua jumătate a secolului 20, care a produs cei mai mulți martiri din istorie. Per questo, cari fratelli e sorelle, come i miei predecessori, desidero rendere omaggio ai vostri padri nella fede, non solo quei illustri vescovi Anton Ducorvici, Valerio Traian Frenziu, Ion Suciu, Tit Livio Chinesu, ma tutti i sacerdoti, religiosi, religiose e laici impegnati che con il loro testimonio cristiano sono qui sepolti dopo aver reso fecondo il messaggio del Vangelo in Romania e aver mostrato il vero volto di Cristo
nostro Signore e Salvatore, in tempi particolarmente difficili. De aceea, iubiți frați și surori, la fel ca și predecesorii mei, doresc să aduc un omagiu părinților voștri într-o credință. Atât iluștrilor episcopi Anton Durcovici, Valeriu Traian Frențiu, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, cât și tuturor preoților, călugărilor, călugărițelor și laicilor care au mărturisit credința creștină și găsindu-și loc de îngropăciune în pământul acesta, după ce au făcut rotnică propovăduirea Evangheliei în România, arătând lumii în vremuri de răstriște, adevăratul chip al lui Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Questo omaggio ai martiri, tuttavia, ci sarebbe di poco beneficio se non diventasse di stimolo per noi, per essere anche noi migliori cristiani. Perciò vorrei condividere con voi le riflessioni che Papa Francesco fece proprio il secondo giorno dello scorso Natale, a proposito del perdono dei martiri ai loro aguzzini, sin dal protomartire Santo Stefano, proprio perché questo perdono, prima di morire, avvicina i martiri al Signore e mostra a noi quale deve essere l'atteggiamento dei cristiani. Această cinstire adusă martirilor ar fi de prea puțin folos dacă nu ar deveni pentru noi toți un imbold spre a fi mai bun creștin. De aceea aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră gândurile exprimate de Papa Francis în a doua zi a Crăciunului trecut, despre iertarea arătată de martiri propriilor ucigași, începând cu Sfântul Protomartir Ștefan. Deoarece iertarea dăruită înainte de a muri îi apropie pe martir de Domnul, iar nouă ne arată ce atitudine se cuvine să avem ca și creștini. Ricordava il Papa che inchiodato sulla croce Gesù aveva detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. In modo simile, Stefano piegò le ginocchia e gridò a gran voce: Signore, non imputare a loro questo peccato. Stefano è dunque martire, che significa testimone, perché fa come Gesù. È infatti vero testimone chi si comporta come lui, chi prega, chi ama, chi dona, ma soprattutto chi perdona, perché il perdono, come dice la parola stessa, è l'espressione più alta del dono. Papa spunea că, atârnând pe cruce, Iisus a zis: Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. La fel și Ștefan, îngenunchind, a strigat cu glas mare: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. În acest fel, Ștefan devine martir, care înseamnă martor mărturisitor, pentru că se comportă la fel ca și Iisus. Adevăratul martor și mărturisitor este, de fapt, cel care se comportă ca și el, cel care se roagă, cel care iubește, care dăruiește, dar mai ales cel care iartă, pentru că iertarea e forma cea mai înaltă a dăruirii. Ma ci potremmo chiedere a che cosa serve perdonare? È soltanto una buona azione o porta dei risultati? Si chiedeva Papa Francesco per poi rispondere. Troviamo una risposta proprio nel martirio di Stefano. Tra quelli per i quali egli implorò il perdono c'era un giovane di nome Saulo. Costui perseguitava la Chiesa e cercava di distruggerla. Saulo divenne poco dopo Paolo, il grande santo, l'apostolo delle genti. Aveva ricevuto il perdono di Stefano. Possiamo dire che Paolo nasce dalla grazia di Dio e dal perdono di Stefano. Însă la ce ajută iertarea? E doar o faptă bună sau produce și efecte? Se întreba Papa Francis, pentru ca apoi să răspundă. Răspunsul îl găsim în actul martiric al lui Ștefan.
Între cei pentru care el a cerut iertarea, se găsea și un tânăr pe nume Saul. Acesta prigonea biserica și căuta să o distrugă. Nu după mult timp, Saul a devenit Pavel, marele sfânt, apostol al neamurilor. A primit iertarea lui Ștefan. Putem spune că Pavel se naște astfel din harul lui Dumnezeu și din iertarea lui Ștefan. Cari fratelli, Papa Francesco ha ripetuto più di una volta che attraverso il perdono vinciamo il male con il bene, trasformiamo l'odio in amore e rendiamo così più pulito il mondo. Possiamo perciò concludere che se Cristo ci chiede di perdonare è proprio perché il perdono ci rende liberi, liberi dall'odio e dal risentimento. Liberi come i marti greco-cattolici rumeni, che morirono perdonando i loro persecutori nella speranza che anche loro fossero perdonati dal Signore. Dragi frați și surori, Papa Francis a repetat de mai multe ori că prin iertare învingem răul cu binele, transformăm ura în iubire și facem lumea mai curată. De aceea putem spune că dacă Hristos ne cere să iertăm, e pentru că, așa cum spune și cuvântul însuși din latinescul libertare, ne face liberi, liberi de ură și de resentiment. Liberi ca și martirii greco-catolici români, care au murit iertând pe persecutori, în speranța că și ei vor fi iertați de Domnul. Per perdonare come fece Cristo e come gli stessi martiri ci insegnano, il Papa ci consiglia di cominciare tale purificazione dal proprio cuore. Possiamo affrontare con la preghiera il risentimento che proviamo, affidando chi ci ha fatto del male alla misericordia di Dio. Poi si scopre che questa lotta interiore per perdonare purifica dal male e che la preghiera e l'amore ci liberano delle catene interiori del rancore, concludeva nella sua locuzione del 26 dicembre 2016. Pentru a ierta, așa cum a făcut-o Hristos și cum înșiși martirii ne învață, Papa ne sfătuiește să începem o astfel de purificare pornind de la noi înșine. Discordia pe care o trăim o putem combate cu rugăciunea, încredințând pe cei ce ne-au făcut rău în durării lui Dumnezeu. La un moment dat vom descoperi că această luptă interioară curățește răul și că rugăciunea și dragostea ne eliberează de legăturile lăuntrice ale vrajbei. Astfel încheie Papa intervenția din 26 decembrie 2016. Auguro tanto a me come a tutti voi che l'odierna celebrazione eucaristica, con la quale abbiamo ricordato quelli che ci precedettero nel segno della fede, non sia una delle tante messe celebrate, ma aiuti noi a penetrare nel mistero della trascendenza di Dio e a progredire nella sequela di Cristo, sul quale dobbiamo fondare le nostre vite per diventare buoni cristiani e dunque seminatori di riconciliazione. Îmi doresc ca această celebrare euharistică de azi, prin care i-am amintit pe înaintașii voștri în credință, să fie pentru mine și pentru fiecare în parte, nu o liturghie obișnuită, ci una care să ne ajute la o înțelegere cât mai profundă a tainei celei de nepătruns a lui Dumnezeu și să creștem urmându-L pe Hristos. Pe El trebuie să ne zidim viețile, spre a deveni bun creștin care seamănă semințele bunei înțelegeri. Cristo è con noi sino alla consumazione dei tempi. Egli si è fatto vero cibo per fare di noi il suo corpo, offerto per la salvezza del mondo. Che la Beata Sempre Vergine Maria, sua madre e madre nostra, la cui festa celebriamo oggi, ci aiuti e ci sostenga nell'impegno di essere templi di Dio e di manifestare con le nostre vite la grandezza del perdono e dell'amore misericordioso di Dio, uno e trino, così sia.
El este cu noi până la sfârșitul viacurilor. El s-a făcut pâinea cea adevărată, pentru ca să ne facă pe noi trupul său, care se dă pentru viața lumii. Fie ca preacurata și pururea Fecioară Maria, mama lui Hristos și a noastră, să ne ajute în efortul nostru de a deveni temple ale lui Dumnezeu și să putem arăta cu viața noastră măreția iertării și a dragostei milostive a lui Dumnezeu, unul și întreit. Amin. Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem... Doamne, miluiește-ne! Doamne, a toți stăpânitorule, Dumnezeule părinților noștri, rugăm-ne-ți, auzi-ne și te îndură spre noi! Doamne, miluiește-ne! Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și te îndură spre noi. Doamne, îndură-te spre noi. Bine că ne rugăm pentru Sfântul Părinte Papa Francis, pentru prea fericitul Părinte Arhiepiscop Cardinal Lucian, pentru înalt prea Sfinția sa Miguel Moribendia, Nunțiu apostolic în România și Republica Moldova, pentru înalt prea Sfinția sa Jean-Louis Brugue, arhivist și bibliotecar al Sfintei Bisericii Romane, pentru înalt prea Sfinția sa Ioan, arhiepiscop și mitropolit de București, și pentru toți episcopii noștri și pentru toți frații noștri cei într-o Hristos. Doamne, îndură-te spre noi! Ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea și ștergerea păcatelor, servilor lui Dumnezeu, fraților, Sfintei Bisericii acesteia. Doamne, îndură-te spre care singur poți binevoită în cauza Sfântului Tău, ca să te înlipă pe toți să fie plinitul Tău rog. Și curățește-mi sufletul și inima de cuget de creaș, mă învenicește puterea Sfântului Tău Spirit, că am îmbrăcat timpul care împreoție și stau înainte aceste stânde care ale mei să se jertfesc, Sfântul și prea curatul Tău Duh și prețiosul Tău Sfânt. Că-ți ție mă rog de cum să fie ceea mea, să cer de la tine Sfântul Tău, fața ta de la mine, și cu mulți care se înalță în curând. Cântarea de miluință, cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Pentru voi și pentru mulți se va
toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea de-a dreapta și de-a doua și preamărită iarăși venire. Ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Încă aducem ție această slujbă cuvântătoare și fără vărsare de sânge și cerem și ne rugăm și te implorăm. Primite Spiritul Tău Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Doamne, cel la cine vrea Sfântul Tău Spirit în ceasul al treilea, l-ai trimis apostolilor Tăi, pe acela bunule lua de la noi, ce înnoiește cu noi cei ce ne rugăm ție. Părinte Papa Francis, pe prea fericit, Părintele nostru, Arhiepiscop Cardinal Lucian, în al preasfințit, Miguel Mauri, Episcop, Arhiepiscop, Nunțiu Apostolic în România și Republica Moldova, pe înalt preasfințit Jean-Louis, pe înalt preasfințit Ioan, pe preasfințile lor, Petru, Virgil, Florentin și Claudiu, pe care îi dăruiește Sfintelor Tale Biserici în pace, întreși, cinstiți, sănătoși, îndelungați în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău. Omenește-L, Doamne, pe preasfințit episcopul nostru, Vasile, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale Biserici în pace, întreg, cinstiți, sănătos, îndelungați în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău. Și pe toți și pe toate. Și pe toți și pe toate. Vine de nouă cor. Greșelile, cele de voie și cele fără de voie, pe care le-am făcut cu cuvântul sau cu lucrul, cu știința și cu neștiința. Și mă învrednicește, fără de osândă, să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine,
spre iertarea păcatelor și spre viața întregi. Amin. Cine-i? Mulțimea lui Petru convinsă, și de intenție de rugăciune cu Sfântul Părinte, vom recita un Tatăl nostru și Născătoarea de Dumnezeu la intenția Sfântului Părinte și ne predispunem spre a primi binecuvântarea apostolică și indulgența plenară pentru cei care sunt pregătiți. Bucură-te, Maica Domnului, Fecioara Maria, Regina Rozarului de la Fatima! Tu ești binecuvântată între femei, ești icoana bisericii înveșmântată cu lumina învierii, ești cinstea neamului nostru, ești izbânda asupra răului. Tu care ne prevestești iubirea milostivă a Tatălui, ne înveți anunțul veștii bune a Fiului și e semnul focului arzător al Spiritului Sfânt. Învață-ne în această vale de bucurii și necazuri, adevărurile veșnice pe care Tatăl le dezvăluie celor mici. Arată-ne puterea mantiei tale ocrotitoare. În inima ta neprihănită, fii refugiul păcătoșilor și calea care conduce la Dumnezeu. În unire cu frații mei în credință, speranță și iubire, mă încredințez ție. Prin mijlocirea ta și în unire cu frații mei mă consacru lui Dumnezeu, o Fecioară a Rozarului de la Fatima, iar la finalul acestei vieți, învăluit în lumina ce izvorăște din mâinile tale, îl voi preamări pe Domnul în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei. Și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Hristos, pe Mântuitorul sufletelor noastre. Prea Sfântă Marie, Mama Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ora morții noastre. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul cerului și al pământului, care pe măritul proroc Ilie l-ai trimis cu putere să vestească adevărul și dezrobirea de idoli, care pe cei trei tineri și pe prorocul Daniel i-ai întărit cu harul mărturiei în vremea prigoanei de credință, care pe Petru l-ai arătat stâncă bisericii, iar pe Pavel, apostol neamurilor, bineplăcându-ți prin smerenia, dăruirea și dragostea lor pentru tine, și ai dăruit bisericii tale spre mărirea ta și vestirea mântuirii la toată făptura. Așa vino și la noi acum și ascultă glasurile de rugăciune ale poporului tău. Privește cu milă spre noi. Dăruiește-ne nouă și celor ce caută sfântă voia ta, arătarea lucrării tale minunate în robii tăi arhierei Vasile, Valeriu Traian, Ioan Tidliviu,
Ioan, Alexandru și Iuliu, care s-au nevoit pentru împărăția ta scriind cu sânge dragostea lor pentru tine și pentru biserica ta una, sfântă, catolică și apostolică. Și învrednicește-ne ai vedea rânduiți în ceata aleșilor și mucenicilor tăi. Că Tu ești Dumnezeul nostru și întru sfinți Te odihnești și Ție mărire Ți înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Binecuvântarea Domnului să vină peste voi cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni. Domnul să fie cu voi. Binecuvântați-a totputernicul Dumnezeu, Tatăle și Fiul și Spirit Sfânt. Amin. Înaltea Sfințiile voastre, Preasfințiile voastre, preacucernici părinți, stimați prieteni și pelerini. Tradiția pelerinajelor pornite de la memorialul victimelor comunismului, locul unde au suferit martirii credinței, spre mormintele lor neștiute, transformate în simbol al memoriei fără de sfârșit, este cu siguranță unul dintre cele mai frumoase și emoționante lucruri care se întâmplă de ani de zile în România. Noi cei ce ne-am închinat ultimul sfert de secol de viață, reconstrucției și cultivării memoriei, vă suntem profund recunoscători pentru neoboseala cu care, an de an, faceți să vibreze zidurile fostei închisori devenită instituție a memoriei românești și europene de credință, speranță și iubirea care trebuie trecute odată cu neuitarea generațiilor următoare. An de an, inițiativa dumneavoastră își mărește ecoul și utilitatea într-o Europa care se îndoiește de propriile ei rădăcini creștine și înciocnirea implacabilă a civilizațiilor riscă să fie înfrântă, nu pentru că nu are destulă putere, ci pentru că nu are destulă credință nici în Dumnezeu, nici în propria ei definiție. Cu părerea de rău că nu pot fi alături de dumneavoastră în acest an mai greu decât alții al vieții mele, dar cu ferma convingere că numai acesta este drumul, un drum pe care dumneavoastră îl faceți în mod simbolic și concret, între locul suferinței și cel al vieții veșnice, îl rog pe Dumnezeu să ne dea tuturor puterea de a rămâne noi înșine, neclintiți în credință, singura în stare să salveze lumea care a fost a înaintașilor noștri și trebuie să ajungă mereu vie la cei ce ne vor urma. Ana Blandiana, București, mai 2017. Mulțumim Domnului pentru că astăzi a revărsat peste noi nu ploaia cu apă, ci ploaia harurilor. Îi mulțumim din suflet pentru că ne-am vrednicit și în acest an să fim prezenți la Sighet și să purtăm cu noi mulțumirea pe care o aducem, harul pe care l-am primit în suflet și noroiul de pe picioare care ne va aminti
că acest pământ este un pământ sfințit de jertfele înaintașilor, de fericitul Anton Durcovici, de preasfințiile lor episcop care așteaptă să fie proclamați fericiți, de jertfele tuturor acelora care și-au dat viața pentru credință, pentru idealuri și pentru Hristos. Aș dori să mulțumesc din toată inima Excelenței sale Nunțiu Miguel Mauri Buendia, Nunțiul nostru apostolic din România și Republica Moldova, pentru prezență, pentru cuvântul ziditor din predica de astăzi, pentru binecuvântarea apostolică și pentru toată însoțirea de care am avut parte în aceste zile și o avem prin mijlocirea și grija dumneavoastră. Ca un semn de amintire, pentru că astăzi ne-am consacrat Maicii Domnului și eparhia noastră oare ca și ocrotitoare pe Maica Domnului, vă dorim un mic semn al comuniunii și al recunoștinței noastre. Mulțumim de asemenea pentru prezența în mijlocul nostru Excelenței sale Jean-Louis Brugge. De asemenea, cu toată recunoștința noastră, îi suntem alături și recunoscători pentru că a fost prezent în eparhia noastră și sperăm că comuniunea de rugăciune de astăzi este darul pe care putem să vi-l oferim cel mai de preț. Mulțumim înalt preasfințitului Ioan Robu pentru comuniunea de rugăciune prezentă, preasfințitului Petru, care în fiecare an este prezent. Mulțumim din tot sufletul pentru prezența și din acest an și pentru bucuria pe care ne-o aduceți, făcând mai puternică comuniunea și rugăciunea noastră. Mulțumim preasfințitului Virgil, preasfințitului Florentin, preasfințitului Claudiu de la Curia Arhiepiscopală din Glad. Mulțumim pentru participare părinților preoți, persoanelor consacrate, seminariștilor, pelerinilor veniți din toate eparhiile bisericii noastre, pentru fiecare dintre dumneavoastră care v-ați îndreptat pașii înspre acest loc, mulțumirile noastre și recunoștința noastră pentru că dați glas chemării bisericii și mai ales chemării interioare din sufletul dumneavoastră pentru a cinsti memoria înaintașilor și a cere de la Dumnezeu ajutor pentru ceea ce urmează.